Am conectat și al doilea motor de hoverboard. Cele trei fire groase, verde, galben și albastru, care duc la înfășurările motorului. Firele subțiri, negru, galben, verde, albastru și roșu, care duc la senzorii Hall al motorului. Bateria, roșu și negru, legată în paralel cu legătura pe celălalt controler. Aici voi conecta bateria cu roșu și negru. Bateria o folosesc pentru amândouă roți de hoverboard, pentru amândouă motoare. Legătura pe care v-am prezentat-o înainte, respectiv cea pentru accelerație până în linie, am comandat o accelerație nouă. Firele subțiri care vin de la controler, negru, verde și roșu, conectate așa la primul controler, iar la cel de-al doilea voi folosi doar firul verde. Firul verde care vine de la accelerație și îl voi conecta aici. E contactul doar pe firul verde, atât. Pozitivul și masa de 5V nu le voi conecta. Deci cel de-al doilea controler va folosi doar firul verde de la accelerație, iar la primul conectez și masa, și semnalul verde, și cei 5V pozitiv. Cu frâna facem la fel. Aici am o manetă de frână care are înăuntru un întrerupător. Bineînțeles că asta trebuie reglată pe ghidon, în sensul că aici se leagă partea mecanică, se fixează, și aici avem partea electrică. Are doar două microcomutatorul și două sârme. Aici sârma neagră și sârma albastră care vin de la primul controler. Sârma neagră reprezintă masa. Pe maneta de frână n-am mai avut albastru și negru, că a fost roșu și negru, dar asta e. Iar de aici, la cel de-al doilea controler, duc doar sârma albastră. Atât. Care o conectez, doar să aveți grijă să nu le puneți cumva invers, că riscați să ardeți integratul care comandă controlerul și nu vă trebuie să-l aruncați. Deci se pune albastru pe albastru. O să conectăm, să facem o probă. Aveți grijă asta să fie totdeauna în poziția deschis, pentru că altfel nu va funcționa. Verificăm. Aici am conectat contactul care pornește, deci contactul general cum ar veni. La cel de-al doilea controler la fel e conectat. La cel de-al doilea nu am conectat nimic. Bun. Cuplez bateria. Bun. Să vedem dacă merge. Funcționează. Bun. Acum voi lega firul verde de la accelerație la cel de-al doilea controler. Legăm firul verde. Mare atenție să nu faceți ceva prostii, mai bine decuplăm bateria. Asta o să și fac. Legăm firul verde.
de la accelerație, verde pe verde. Bun. Și legăm și frâna. Frâna, doar firul albastru. Doar firul albastru. Masa nu o mai punem. Ne uităm cu atenție să nu punem cumva greșit. Bun. Albastru e în partea dreaptă. Conectez. Conectat albastru pe albastru. Bun, cuplăm. Bun. Bun, să acționăm frâna. Ce nu-i bine? Ambele roți se învârt în aceeași direcție. Asta înseamnă că tricicleta se va învârti așa și roata asta trebuie să se învârtă obligatoriu sau cealaltă în direcția opusă, adică să se învârtă așa. Bun, mutăm roata asta să se învârtă în direcția aialaltă. Scurcircuităm cele două fire albe. Bun. Acum verificăm din nou. Deci roțile se vând în aceeași direcție, respectiv dacă asta o mutăm din coace, amândouă se vor învârti în față. Bun, să vedem dacă controlerul ține minte treaba asta. Decuplez bateria. Am decuplat-o. O cuplez înapoi. Acționăm. Da, deci controlerul memorat. N-ar trebui să vă fac. E bine să este timpul cu mâna pe frână, în sensul că, domnule, fel se întâmplă ceva, să puteți acționa rapid frâna sau să aveți un întrerupător cu care să întrerupeți contactul. În principiu ar trebui un întrerupător dublu să întrerupă contactul și pe un controler și pe celălalt. Cam asta e. Eu m-am prins cum să leagă. Când o să am timp o să sudez treaba asta dată pe bicicletă. Dar să vă arăt înainte o anomalie, respectiv. Motorul ăsta, de fapt ambele motoare, este 24 de volți. Sper să se și vadă. 24 de volți, 250 de watt. Bun. Ăsta la fel, că de același tip. 24 de volți. Controlerele de scrie pe el 24-36 de volți. Culmea, am pus baterie de 26 de volți și nu a vrut să pornească.
Iar bateria să o măsurăm. Volți. Chestia asta n-am înțeles-o. Adică controlerele astea de 24-36 nu au vrut să pornească cu o baterie de 26 V pe motor de 24 V, trebuie să pun o baterie de 42 V, respectiv 36 V, ca să pot porni un motor de 24 V. Bun, eu deocamdată îți mulțumim de ce am făcut, că am reușit să găsesc firele. Dacă vreți să faceți ceva asemănător, cumpărați doar două controlere, o frână și o accelerație care o să-mi vină. Și când îmi vine accelerația, o să fac și bicicleta. Vă mulțumesc!